A fost ok până acum? Bine? Foarte bine. Mm. Tu tot timpul vorbești foarte frumos. Povestește-ne puțin cum ai făcut tu primii tăi bani. Ce te-a motivat? Primii bani în emiral, în firma aceasta sau în general în viață? În general în viață. În viață am trăit într-o familie antreprenorială care cumva prin educație nu ne dădeau bani în copilărie și pentru orice făceam orice făceam. Dacă voiam să câștigăm un ban, trebuia să lucrăm eu și fratele meu. Fie vindeam într-un magazin, fie descărcam un tir, fie făceam o contabilitate primară, genul acesta de activități care pe care le făceam fie în weekend, fie seara și în felul ăsta câștigam bani. La un moment dat în liceu am vândut și niște cărți. Cumva mereu am avut ceva de vânzare, mai mic, mai mare, dar am avut mereu ceva de, de vânzare și o, o idee, de fapt, și împins de la spate, ne neavând bani de acasă, a trebuit să fac bani, într-o formă sau alta. Pentru că mă uitam la colegii din jurul meu, toți primeau de la, de la părinți ceva, iar eu sau noi nu. Poate că am fost și constrânși de context. E un, e un stil de educație. Atunci nu mă regăseam în el, mi se părea o presiune. Însă, ulterior, după 25 de ani, după 30, am început să îl apreciez și chiar să fiu recunoscător pentru acel stil de copilărie. Deci, mediul în care a crescut te-a ajutat. Pot să spui că a fost catalizatorul care te-a împins spre viața asta de antreprenor. Crezi că cei care nu cresc într-un asemenea mediu, crezi că se nasc cu abilitățile astea sau le pot dezvolta altfel? Antreprenorul din perspectiva mea se poate apuca de genul ăsta de activitate, fie din uh, dorință de a demonstra, să arate că este bun, este validat și asta poate să vină și din copilărie, că nu primești suficientă validare și practic aici este o traumă sau o situație, o problemă pe care o transformi în oportunitate, trecând în antreprenoriat, în leadership, în management, când vrei să ieși în evidență, vrei să arăți lumii la ce, la ce ești tu, bun, sau poate fi din atracție. Te uiți la cineva care, la Elon Musk, de exemplu, vezi cât de bine performează, vezi ce idei are, ce curaj și lucrul ăsta te inspiră. Și așa că, datorită unei inspirații, din atracție de data asta, ajuns să mergi pe calea aceasta a antreprenoriatului, pentru că îți place stilul de viață, îți, face, îți place felul în care se exprimă, îți place impactul pe care îl are în societate un antreprenor de, de tipul ăsta. Da, Elon Musk e un exemplu foarte bun și eu sunt fan Elon Musk și, într-adevăr, e o inspirație pentru toată lumea. Ai vorbit de, de trăsături. Ce trăsături caracteristice sau care e cea mai importantă trăsătură pe care ar trebui să-și o dezvolte un antreprenor, mai ales antreprenorii la început de drum? Aș miza pe comunicare. Pentru că cu o comunicare eficientă, empatică, fermă, reușești să influențezi cel mai repede și echipa și, uh, sau să inspiri, nu neapărat să influențezi, să inspiri echipa, uh, clienții, partenerii de business, să-ți crești, crești o comunitate în jurul afacerii. Cu o comunicare bună ajungi și în social media să fii foarte vizibil, să atragi resurse importante pentru business-ul tău. Pot să fie clienți, pot fi parteneri, pot fi angajați noi. Pe comunicare aș miza. Mai este o chestiune legată de că se tot vorbește despre inteligența emoțională. Și multă lume vorbește despre asta, și puțin reușesc să știe, nu știu, exact cu ce, cu ce se mănâncă. Și în inteligența emoțională sunt și acolo două componente. Una ține de autocunoaștere, să-ți cunoști tipul de personalitate, să-ți cunoști talentele, să știi la ce, ești, la ce ești bun, să știi care sunt și punctele tale mai slabe. Să știi ce te trigăruiește, ce te apasă, ce te, să știi ce te motivează, și partea de autocontrol. Adică, odată ce te cunoști pe tine, reușești să ai un tip de reacție în mediul în care te desfășori care să te susțină, care să te ajute. Practic, să lași și copilul din tine acasă și să intervii cu partea matură a ta în antreprenoriat. Asta te ajută să ai echilibru în momentul în care ești într-o firmă, într-o echipă, să tratezi cu empatie lucrurile cu calm, cu răbdare și să-i dai celor din jur un mediu de lucru plăcut, un mediu de lucru liniștit, un mediu de lucru motivant. Dar în domeniul acesta financiar crezi că e important ca un antreprenor la început de drum să aibă anumite skill să cunoască fiscalitate, contabilitate, să se documenteze puțin în domeniul ăsta când începe o afacere? Să știi că e domeniul în care am dat cea mai mică importanță la început și m-am fript cel mai tare. Pentru că aveam luni în care consideram că a mers bine, am avut măzării OK, și rămâneam fără bani în cont. Sau de, lucram cu o echipă de contabilitate, depuneau declarațiile într-un fel sau altul și mă trezeam cu popriri pe, pe cont. Și a fost un domeniu în care am făcut multe schimbări cu furnizorii, în mod special, să ajung la o soluție funcțională. Și asta nu pornea neapărat din calitatea furnizorilor și din felul meu de a înțelege partea aceasta fiscală, financiară, cum, cum anume funcționează. Și am fugit de ea mulți ani, acum simt că e momentul să mă dezvolt pe asta, să pun accent, pentru că observ că dacă nu ai o strategie, dacă nu ai un buget de venituri și cheltuieli, dacă nu știi cum curg banii prin firmă și ce faci cu ei după ce îi obții, atunci riști niște valuri, niște neprevăzute pe care nu nu ți le dorești, mai ales după ce îți dezvolți business-ul și mai, și mai mult. Da, ai menționat un buget și, apropo de buget, vreau să te întreb cât de important este, mai ales pentru cineva care trece de la statutul de salariat la uh, mic antreprenor, să înceapă cu, cu niște bani puși deoparte, cu poate o plasă de siguranță sau crezi că e mai bine să te arunci așa cu capul înainte? Fiecare cu experiența proprie, n-aș... Uh, Putea să sfătuiesc pe cineva aici, pentru că fiecare are stilul lui de, de a trăi. Eu am început cu bani foarte puțin. o plasă de siguranță care credeam că mi ajunge vreo șase luni, însă i-am cheltuit imediat, în două luni, trei luni, am scăpat de bani. Abia atunci când am avut zero lei în cont, am simțit că am început cu adevărat antreprenoriatul, adică a ieșit acel drive, acea motivație din mine, acea sete de a face neapărat următorii pași să câștig și să evoluez. Practic e un paradox. Ideal și dacă te gândești așa financiar, da, este să ai o marjă de siguranță. Să știi că ai unde stai, ce să mănânci și poți să-ți faci cât de cât lifestyle-ul într-un mod decent. La mine a funcționat invers. Am început cel mai sănătos atunci când am rămas complet fără, fără, resurse. Cumva a ajuns un cuțit de salaos, destul de, de adânc, care să mă determine să fie acel pas înainte suficient de puternic. Da, da, poate funcționa ca și catalizator acest da, lucru. Da, asta nu înseamnă că dacă ești o fire cerebrală sau, nu știu, mult mai rațională decât mine, nu funcționează partea aceea în care ai bani la, la început și poate să meargă și, și în varianta aceasta. Adică exemplul meu nu este neapărat unul universal valabil. Mă gândesc mai ales la situațiile în care cineva are impresia că nu îi se potrivește statutul de angajat, vrea să treacă la antreprenoriat, dar descoperă pe parcurs că nu e pentru el. Și atunci, cred că în această situație în care încă nu știi ce vei să faci în viață, și aici mă refer la cei care încep de foarte tineri, cum ai început și tu de altfel, gândește-te cum ai fi fost dacă ai fi vrut să te întorci la statutul de angajat atunci poate ți-ar fi prins bine să ai niște bani puși deoparte pentru momentul în care afacerea ta nu funcționa. Ce se întâmplă este când ești angajat, merită să testezi serviciul sau produsul pe care urmează să-l livrezi. Să încep mic de tot. Adică nu e o problemă dacă încasezi 100 de lei pe lună sau pe săptămână. Pur și simplu faci un exercițiu. Începi să oferi valoare pe domeniul acela de activitate minimal și începi să te obișnuiești cu lucrul ăsta, după aceea poți lua mai ușor decizia asta să te desprinzi din zona de angajat să te faci și antreprenor. Deci nu e neapărat un hey, rup un salt de asta” care să necesite extrem de mult curaj, poți să o faci și treptat. Crezi că e necesar să ne angajăm înainte să, să facem saltul ăsta? Crezi că ne poate ajuta în relația cu, eu știu, să dezvoltăm o abilitate de a conduce o echipă sau să învățăm cum funcționează o firmă? Sau putem, putem să învățăm lucrurile astea pe cont propriu și din experiența proprie? Statutul de angajat te ajută să înțelegi organizarea unei firme, să înțelegi cum comunică oamenii și departamentele între ele, să înțelegi ce înseamnă oamenii cu valoare și ce înseamnă oameni toxici. Te ajută să înțelegi, practic, pe banii altora, o serie de situații cu care te vei întâlni cu certitudine în propria ta firmă. Și, da, e o școală poate absolut necesară. Măcar 2 ani, 3 ani să găsești genul ăla de firmă în care să vezi cât mai multă dinamică, să poți experimenta lucruri și să fii atent în timp ce se întâmplă lucrurile, să nu stai acolo, să dacă toate evenimentele pe lângă tine, să te implici în mod activ, să fii chiar foarte bun în firma respectivă. Vei putea câștiga o viziune. Mai cum arată totuși o firmă dezvoltată? Ce are ea în componență? ce structură, ce obiective, cum se raportează managementul, cine ce gândește într-o asemenea situație. Ideea de angajat ajută, ajută la început, pentru că n ai de unde să știi de la bun început, decât dacă citești prin cărți, însă nu se compară cu experiența din realitate. Da, sau dacă te naști într-un mediu antreprenorial, într-o familie care să te ajute sau să te îndrume în direcția asta, poate. Ce părere ai de, de mediu antreprenorial din România în 2024, ce se preconizează prin 2025? Foarte mulți oameni închid firme în momentul ăsta, după ani de iar alții pur și simplu se gândesc să nu își mai părăsească statutul de angajat din cauza birocrației, a taxelor foarte mari, simt că pur și simplu nu sunt susținuți, găsesc susținerea necesară pentru a deschide un business în, în România. Tu ce părere ai? Cred că e o perioadă cu foarte multe oportunități. În orice moment în care se fac schimbări și de taxe și de mediul acesta geopolitic, apar oportunități Doar, și e nevoie să fim atenți la ele, să vedem cum ne putem Integra și noi în, în aceste oportunități, pe ce punem mâna, ce putem desfășura diferit, datorită acestor schimbări. Mereu am căutat să văd partea plină a paharului, hai să vedem ce este util în momentul de față. Pe partea cealaltă ce observ este că se cerne cumva mediul antreprenorial. Adică acum devine din ce în ce mai clară partea aceasta de declararea TVA-ului cu e-factură. Și cu ETVA, da. Cu ETVA. Cu safteul pe care îl așteptăm de la anul, da. Și faptul că se, nu știu, albește industria, cumva economia, din ce în ce mai bine, îi pune pe unii într-o situație grea, într-o situație dificilă. Erau obișnui, obișnuiți să lucreze altfel, acum sunt deodată constrânși să, să facă lucrurile pe bune. Îmi place această cernere, chiar dacă din păcate, anumite firme decid să închidă pentru că rămân în piață cei care oferă valoare adăugată, cei care și-au organizat un business uh, sustenabil, cei care au făcut lucrurile pe bune, cei care au, au căutat să facă o, o activitate serioasă, într-o într manieră serioasă. Deci sunt avantajați cei corecți sau au fost corecți dintotdeauna și cumva ceilalți care nu au respectat în totalitate legislația acum sunt într fel penalizați. Da, mulți dintre ei încep să vadă efectele. Chiar aseară am fost la un, la un restaurant și m-am trezit cu nota de plată, însă fără bonul fiscal. Un restaurant care în mod normal făcea și bonuri fiscale. Și am rămas surprins să văd cum modificările acestea îi motivează pe unii să să nu mai declare. Da, și eu am observat lucrul ăsta ca fiind un catalizator nu pentru corectitudine. Toate modificările fiscale nu sunt un catalizator pentru corectitudine, ci împing oamenii în direcția cealaltă. Dacă ne uităm din perspectiva asta, ai spune mai degrabă că oamenii corecți vor fi împinși spre evaziune și în niciun caz oamenii corecți nu vor fi susținuți de uh -huh. nou mediu antreprenorial. Sau cel puțin așa văd foarte mulți lucrurile. Și eu, din calitate de contabil, asta văd, că sunt din ce în ce mai mulți oameni care sunt împinși spre evaziune mai degrabă decât în partea cealaltă, să-și albească veniturile. Da, corect. Există și vor exista ambele, ambele categorii în continuare. Eu vreau să cred că cei care plătesc, cei care declară, pot să-și dezvolte un business sustenabil, să aibă și o relație cu banca interesantă, să facă și un exit la un moment dat, adică să fie acel business care pe hârtie, în bilanțuri, în orice documente, arată și funcționează bine nu doar să câștigi niște bani de moment. Oh. Pentru asta ai nevoie de cineva ca tine sau ca voi care să atragă atenția și pe partea aceasta fiscală, contabilă. Da, noi încercăm să facem cât mai multă educație financiară, dar părerea mea este că oamenii în general au, cât de cât informația, doar nu au motivele sau catalizatorul potrivit să le și pună în practică. Dar noi încercăm să distribuind cât mai multe informații financiare și contabile, să ajutăm pe cine caută tipul ăsta de informații. Știi cum se întâmplă? E... Într-o firmă mai multe preocupări ca antreprenor sau ca manager. Ai parte de marketing, vânzări, livrare, facturare, contractare, o serie de procese pe care vrei, nu vrei, e bine să le știi. Câte ceva din, din fiecare. Ultima grijă este partea asta să înveți contabilitatea, adică ți vine peste mână și aici e nevoie din partea contabilului să vină cu o perspectivă ușor de înțeles către, către antreprenori. Adică să reducă la simplu informațiile pe care le văd ei în softul de contabilitate sau în balanță bilanț și să îl ghideze pe antreprenor să ia niște decizii. Decizii cu privire la câți bani ai în casă, câți bani ai în avans acordat administratorului, tot felul de acest tip de decizii care Uh, îl pot ajuta să se dezvolte. Sau să-i spună, uite, au crescut niște taxe acum și îți sugerez să faci niște modificări dacă nu vrei să-ți fie afectată marja de profit. Deci, deci informații simple, în, într-un fel cât mai prietenos pentru antreprenori, cam ăsta este sfatul tău pentru, pentru cei din contabilitate, pentru firmele de contabilitate. Absolut. Dacă auzi la o discuție dintre antreprenori și contabil, e axată mult pe partea aceasta de declarații 212, 326 și alte tipuri de declarații, păi antreprenorul are o, nu știu, eu, eu cel puțin, poate sunt și alții, ai, un, ai o, reținere să mai stai de vorbă pe, pe subiectul ăla, pentru că nici nu înțelegi foarte clar domeniul și nu știi ce să faci cu toate, toate acele informații. Adică nu faci legătura între cauză și efect. Da, corect, corect. Tu vezi pur și simplu că, uite, acum facem o deducere de, nu știu, oprire de impozit la sursă, ce-o fi asta? Nu știi concret ce să, ce să faci în firmă. Practic și contabilul are nevoie de o comunicare în sprijinul antreprenorului, dacă vrea să nu știu, se ancoreze nevoile lui și să-l susțină cu adevărat să, să progreseze. Bine, din perspectiva mea de contabil se vede, de pe partea cealaltă se vede un pic diferit, de aceea părea mea este că antreprenorii au nevoie de niște noțiuni de bază, pentru că tu încerci să folosești cuvinte cât mai simple, dar la un moment dat nu poți să simplifici la infinit și niște noțiuni de absolut necesitate, antreprenorul trebuie să înțeleagă. Cred că, Aș putea să dau exemple despre întrebări care nu, nu aveai cum să răspunzi la întrebările respective fără niște noțiuni contabile și da, noi, noi facem tot posibilul, dar da, ar trebui să încercăm să simplificăm uh -huh. cât, de mult, cât de mult se Cred, poate. Cred că antreprenorii mai degrabă atras de partea financiară decât de contabilitate, adică zona aceasta de PNL de cash flow, de forecast. Da, da, de, el e atras de partea asta, dar e important să cunoască contabilitatea pentru că în final e răspunderea lui și de foarte multe ori auzim noi în calitate de contabil, n-am știut sau nu știu ce a făcut contabilul acolo. Contabilul încearcă tocmai să pună antreprenorul în temă ca acel antreprenor să știe ce a făcut contabilul acolo. Cred că e o parte, chiar dacă nu ne place, că există și contabilul care nu le place ce fac, de exemplu cum aș fi eu, adică trebuie să învățăm și partea asta, măcar așa un pic superficial. Bazele. Bazele, da, măcar să te, cât să ai un limbaj comun cu contabilul, uh, și de aici și relația pe care trebuie să o dezvolți cu contabilul să fie așa mai pe termen lung și uh -huh. la un nivel. Uh, nu neapărat mai personal, dar mai apropiat, astfel încât să-ți dezvolți un limbaj. Și, și, unde, dacă vreau să învăț bazele ca și antreprenor, unde pot să învăț? <laughs> Uite, pot să vii la noi pe canal să înveți de aici, dar cred că insist foarte mult pe dezvoltarea unui limbaj cu contabilul tău. Degeaba dezvolți un limbaj cu alt contabil, uh, tu trebuie să înțelegi cu contabilul tău. Ok. Asta e sfatul meu pentru absolut toată lumea și mereu spun că este foarte important să-ți alegi un contablu care să te înțelegi și care să comunice și să facă lucrurile în felul în care dorești tu. Așa ar fi frumos. Da. De acord. <laughs> Revenind la mediul antreprenorial din România, înțeleg că tu ai mare încredere în, în România, în mediul antreprenorial de aici și nu ai sfătuit pe nimeni să plece din țară. Mediul antreprenorial de aici nu este pentru oricine. Este o, e o sărbăticie care, în care este implicată și birocrația și schimbările acestea din codul fiscal, deci ești într-o continuă alertă. Dacă îți place adrenalina și îți place să depășești obstacole, să faci 110 obstacole sau 400 obstacole, atunci mediul antreprenorial este o cale foarte bună. De asta, asta înseamnă să-ți placă, da. să-ți să placă adrenalina. Nu este nimic confortabil. Luxul acela pe care și-l imaginează cineva din exterior că uite ce bine să fii antreprenor, că ai o grămadă de timp, faci lucrurile cum vrei, când vrei, nu se întâmplă din prima. Ai ani de zile în care tragi 10-12 ore pe zi, riști fantastic, nu știi, nu știi ce nu știi, ai, te trezești cu tot felul de situații, o dai în bară, înveți, mergi mai departe. Antreprenoriatul nu este pentru oricine. Este pentru o persoană care cu adevărat are, nu știu, are și multă ambiție. Deci asta e o altă trăsătură pe care trebuie trebui să o aibă un antreprenor. să da, aibă ambiție. Absolut. Și absolut. curaj. Ambiție, curaj, flexibilitate, competență, disciplină. Aș adăuga multe trăsături aici. Trebuie să știe puțin din toate. Este o orchestră de lucruri. Okay. Angajații se așteaptă de la, de la el, într-un fel, să aibă viziune, să aibă claritate, direcție. Clienții să, se așteaptă de la el să știe și lucruri legate de produs, tehnice, cum sunt serviciile, cum sunt produsele. Contabilul vrea să, ca și contabilul să știe. Da, să, să știe, știe și limba noastră, asta. da, să știe da. tot. Dacă, putea și să dacă știe exact tot. <laughs> Și de asta zic că e provocator dacă, dacă nu-ți place. Există un moment potrivit pentru a începe o afacere? Crezi că te să aștepți acel moment potrivit? Sau uh, pur și simplu, dacă vrei să începi, ar trebui să, să, începi cât mai devreme? Există, poți începe oricând o afacere. Apar de la an la an, apar noi oportunități și dacă ești atent la ele, poți Începe, contează mult momentul. Deci, că să contează momentul? Tot momentul, și... pentru că poți să întâlnești o finanțare. Nu știu, nu știu ce fonduri PNRR uh -huh. sau europene de care te legi și poți să demarezi un business. Poți întâlni un partener, pe cineva care are o pricepere deosebită într-o anumită zonă. Și faci un business cu el, găsești un joint venture de, de, genul acesta. În principiu, e nevoie să fii activ, implicat în mediul de afaceri, să vezi oportunitățile din jurul tău. Bine, să ai curajul să acționezi în primul Ideea e să fii implicat în mediul de afaceri cumva și să fii conectat la oportunitățile din, din jurul tău, ca să știi când e momentul să începi o nouă afacere. Acum, cei drept, mi se pare mai ușor să începi la început, adică la 25-30 de ani. Pentru că ai o doză de curaj, ai o doză de inconștiență, și parcă îți vine mai repede să te arunci așa cu capul într-un într râu sau într-un ocean. Mai târziu încep să fii genul de persoană analitică care hai să ne facem calcule, să facem business plan, plan financiar, plan de marketing, o, un setup fantastic pentru a începe afacerea aceea. Da, foarte interesant. Nu m-aș fi așteptat la răspunsul ăsta din partea ta. Dacă mai ar fi întrebat pe mine cineva și spus că nu contează momentul când simți că te să faci ceva pur și simplu să te arunci cu capul înainte. Dar da. e foarte interesantă Perspectiva asta și da, clar. Am dat-o pentru că așa am trăit eu. Clar că sunt persoane și cunosc care au început la 50 de ani o afacere, mm -hmm. performează excelent. Adică sunt oameni care ajuns, au ajuns la maturitate din perspectiva asta și pot să înceapă o nouă afacere cu un alt mindset și cu alte resurse. Dacă cineva ar vrea să înceapă astăzi o afacere în domeniul tău, povestește-ne puțin și ce face Miral Media și dacă cineva ar vrea să înființeze o agenție digitală astăzi. Mm -hmm pe ce ar trebui să se concentreze, la ce să fie atent în primul rând, la început. Da, ce face Emiral Media? Ne asigurăm că clienții, companiile pentru care lucrăm au o prezență online impecabilă. Se prezintă bine pe internet, competent, convingător, atractiv, transformă cu ușurință vizitatorii în clienți. Dezvoltăm website-uri, magazine online și mai implementăm o soluție CRM, prin care simplificăm, automatizăm relația cu clienții. Poate fi o relație de vânzări, de project management, de ticketing, de tot felul de procese. Cum începe o agenție cineva? Mai întâi găsește o nevoie în piață și găsește un segment. De pildă găsim, nu știu, cabinete veterinare care au o nevoie de, nu știu, vor să se programeze să și să-și programeze pacienții să se programeze mai ușor. Și în jurul unei nevoi găsește o serie de soluții sau de instrumente cu care poți acoperi nevoia aceea. Documentezi te duci către ei, le spui, uite, prin faptul că voi nu aveți opțiunea asta funcțională, pierdeți în fiecare zi clienți. Eu am o soluție care te rezolvă. Hai să o testăm, mai întâi foarte, fără, cu bani foarte puțin sau fără bani, hai să testăm trei luni să vedem despre ce e vorba, cum funcționează la tine și după aceea începem o colaborare dacă totul ți dacă îți, îți funcționează. Deci ai recomanda o nișare, în primul rând găsirea unei nișe care nu este acoperită în momentul ăsta da, pe piață? Da, găsirea unei verticale de industrie, un domeniu de activitate a unei nevoi specifice sau un, două nevoi specifice din acel, acea nișă și atacarea cu promisiuni de acesta greu de refuzat. Adică hai să începem o colaborare, sunt riscuri mici, sunt riscuri zero sau foarte mici la nivel financiar. Să ai, astfel încât să ai capacitatea să câștigi rapid câteva, nu știu, 10-20 de, de contracte. Crezi că banii sunt importanți atunci când începi o afacere? Sunt un scop în sine? Te pot motiva? Am văzut două tipuri de afaceri, unele care încep fără bani, cum am început eu, doar cu dorință, un laptop și o imprimantă și e nevoie de multă motivație și efort să avansezi. Pe de altă parte, sunt și altele care încep din start cu o finanțare, poate că e și varianta sănătoasă, să iei o finanțare de la bancă sau să ai un partener care să investească și să avansezi mai repede, să ai deja un sediu, să ai 2 trei angajați, să îți pui niște procese în, în funcțiune. Banul este esența unei afaceri, adică e sângele unui unei organism de, de tipul ăsta. Nu este el scopul în sine, adică hai să facem bani, scopul ar fi de hai să vedem ce valoare putem produce către client, să ne facem treaba la un nivel bun, impecabil, și banul să vină ca un rezultat indirect din, din povestea asta. Cu, toată, cu, tot romantismul, e bine să ai un obiectiv legat de profitabilitate și de cifre de afaceri. Adică să știi nu numai la ce nivel vrei să crești, ci efectiv ce metode ai, ce pârghi apeși, astfel încât să atingi acea noțiune, acea, rezultate rezultat de profit. Da, da, exact. Și ar ne întoarcem la noțiunile pe care un antreprenor ar trebui să le cunoască, profit, venit, cash flow. Absolut. Să știi pe fiecare serviciu în parte de preferat, ce venituri ai, ce cheltuieli, ce profit, ce marjă brută ai. Dar pentru cineva la început de drum, crezi că banii ar trebui să reprezintă un obstacol? Adică dacă cineva vrea să înființeze o firmă sau să înceapă o afacere extra, ar trebui să se gândească nu pot să fac asta pentru că nu am buget, nu am banii necesari. Și cam ce buget crezi că trebuie pentru a Începe o afacere în domeniul tău. Ideea că nu am buget, nu am timp, nu am pricepere, sunt practic niște aici avem niște scuze pe care ni le facem, ni le punem singuri. Uhum. Dacă nu avem bani, începem cu mai puțin, cu o cifră de afaceri mai mică, începem cu o inițiativă mi minusculă pe care o dezvoltăm treptat sau căutăm pe cineva sau pe o bancă care are bani. Adică mereu găsim ceva soluții dacă suntem cu adevărat, curge antreprenoriatul prin... Exact, a... da. Deci ar a... de trebui să avem acest skill, în primul rând, să avem acest drive, să începem. Exact. Pe partea cealaltă sunt cei care investesc de la început. Avem și noi client care e startup, dar startup de 2 milioane de euro investiție, care privesc cu totul cu alți ochi partea aceasta de bani. Adică există un plan financiar în spate, există o amortizare a investiției respective, există un an, un moment în care își propun să recupereze și să producă profit și să facă și un exit în următorii 5 ani, un prim exit. Deci financiar, cel la început de drum poate fi doar o scuză să, să, nu înceapă un business. Să ieșim puțin din zona asta a afacerilor la început de drum și să ne gândim un pic la scalare. Scalarea nu este posibilă fără o echipă foarte bună în spate. Știu că tu ai realizat lucrul ăsta la Emiral Media, ai o echipă foarte frumoasă, foarte bine sudată, Povestește-ne puțin cum putem și noi să realizăm asta în propriile noastre firme. Prima tendință când îți construiești echipa este să cauți niște oameni la fel ca tine. Cu aceleași calități, dar ce crezi, și cu aceleași puncte slabe. Și uh, nu reușești să faci o echipă tocmai reușită cu genul acela de, de personalitate. Primul, prima idee, primul sfat, primul gând este să-ți găsești oameni complementari cu tine. Dacă tu ești bun pe comunicare, altul este bun pe project management și pe urmărirea unor sarcini. Tu ești bun pe partea financiară, celălalt este bun pe marketing, să știe să seteze niște campanii și să aibă creativitate. Găsește genul acela de oameni cu care, în mod normal n-ai sta în casă, însă, într-o firmă vei putea face o echipă bună, o echipă care să se completeze. În același timp, aduci niște oameni în echipă care vor avea păreri diferite de ale tale. Aici este secretul și magia unui lider: să înțeleagă că fiecare persoană are un, un fel de gândire diferit și să scoți în evidență stilul acela de gândire. Să vezi care sunt ideile celor din echipă raportat la obiectivele firmei tale. Cu cât ai mai mare contribuția din partea lor, cu atât și implicarea ulterioară va fi pe măsură. Vei vedea că fiecare se simte parte dintr-o ecuație care performează, datorită lor. Era și un stil de conducere înainte, în perioada comunistă, în care era nevoie de un lider autoritar, un lider dictator, care era o adevărată fiară în momentul în care se ducea și conducea. El dădea ordine acolo, era stilul de lider și comandă-control. Și acolo, prin asta, se vedea puterea lui, prin autoritate. Culmea știa foarte bine financiar, știa în detaliu trebuia să controleze tot din firma sub formă de rapoarte, ședințe foarte dese, multă disciplină. Acum, de când -am, am intrat în zona asta de economie de piață liberă, se pune mare accent pe motivarea oamenilor. Avem cu toții drepturi, vrem cu toții un stil de viață mai bun și atunci când se angajează cineva la tine în firmă, vrea un mediu de lucru frumos, să se simtă bine, să vadă că ai nu știu ce în firmă care... Îl face pe el face per să se relaxeze sau să se distreze, să vadă un mediu, niște oameni care să de la care să aibă ce învăța. Cumva e mai uh, motivantă perioada aceasta, nu este doar despre muncă, este despre a ți petrece timp într-un mod constructiv și cu sens. Din ce povestești, ai o cultură organizațională foarte sănătoasă, pe care foarte mulți ar, și -ar dori să o implementeze. Crezi că ține doar de lider sau trebuie să găsești și oamenii potriviți? Dacă tu ți înveți acesta, îți înveți leadership-ul acesta, îți cultivi stilul de leadership, inevitabil și în interviuri vei pune accent pe anumite trăsături, pe anumite valori care să fie potrivite pentru echipa în care aduci oamenii. Vei face conștient lucrurile astea, îl vei întreba pe cel care vine la interviu ce contează cel mai mult pentru tine într-o asemenea situație de, de angajat. Ce te-ar face să pleci de aici? Care sunt lucrurile care te-ar face să, să pleci de aici? Pui genul acesta de întrebări prin care să vezi care sunt principiile și valorile persoanei din fața ta. Să înțelegi care sunt filtrele lui de gândire. Dacă sunt total diferite de ce, ce aveți voi în echipă, atunci chiar dacă este un om talentat și priceput, nu are sens. Nu vei reuși să-l motivezi suficient să reziste. Deci totul începe de la momentul recrutării, și se pune accent mai mult pe tipologia de personalitate a omului, și nu atât de mult pe skill-uri, pentru că schilul se învață, dar omul trebuie să poată să se încadreze bine în echipa care deja există, cam în da. sfatul tău. Personalitate, principii, valori, zona de comportament, lucrurile acestea care contribuie la atitudine și la limbaj. Deci, partea asta de la baza filtrelor fiecăruia dintre noi iar fi de bună de studiat. La, la început sau da. de, de parcurs. De asta sunt și întrebările acelea de început, nu doar să crezi un dialog și să vezi cum vorbește omul și cât de bine se descurcă, ci să-i descoperi valorile. Da. Așa că un lider ar fi bine să să aibă și câteva noțiuni din zona aceasta de poate de psihologie sau de coaching. Crezi că liderul ar trebui să fie în același timp și un mentor pentru echipa sa? Cred că el ar plăcea fiecăruia din echipă să aibă un mentor undeva, tot în echipă, nu neapărat în dreptul liderului. Să găsească o persoană de la care are ce, ce învăța. De la care are de unde să vadă următorul nivel în evoluție, să-l inspire. Poate fi cineva care e manager de departament, liderul are și el o responsabilitate pe, pe zona aceasta, și anume să fie puterea exemplului, și anume comportamentului, limbajul, felul în care ia decizii, să susțină cultura organizației. Da, văd că pui foarte mult accent pe relaționare, pe relațiile pe care le crezi cu alți oameni. Cât de important este networkingul în succesul unui business mai ales a unui business online. E cea mai ușoară cale de a te conecta, de a ajunge la primii parteneri, primii clienți ai unui business. Să fii înconjurat de 5-10 antreprenori care să te recomande ori de câte ori întâlnesc domeniul tău de activitate. Dacă să te recomande, e nevoie să depui un efort. Primul, să-i cunoști, să vezi ce nevoie au, să-i susții în dezvoltarea lor, ca ei să te țină minte atunci când vine momentul să te și recomande. Ok, deci ne recomand să ieșim din spatele calculatorilor și să mai mergem și pe la evenimente, să facem networking? Da, e o metodă bună. La mine a funcționat, o recomand și altora. Nu, nu se potrivește tuturor, însă te conectezi cu viața reală, cu preocupările reale. Uneori, în spatele calculatorului, îți faci o lume, o bulă imaginară. Când vezi în realitate ce se întâmplă, ce preocupări au oamenii, vei vedea că sunt mult mai oneste, mult mai mult mai, mult mai de la firul ierbii Și așa, e, așa rămâi în contact cu lumea vie din jurul tău Online este totul minunat Gândește-te că online ne facem fotografii Zâmbim în ele Ne brăcăm, stăm într-o anumită poziție drepți. Dar când vezi omul în realitate Vezi și momentele în care este supărat Când este îngrijorat, când este fericit Vezi toate aceste stări Deci o conexiune mult mai reală Așa este Dacă oamenii vor să te găsească, unde te găsesc? Mă găsesc pe LinkedIn, să Săplăcan și eu te fericit pentru conținutul pe care îl faci pe, pe YouTube. Este foarte aplicat, foarte concret și țin tot așa. Mulțumesc. Da, deci pe LinkedIn mă pot găsi cel mai simplu. Da, asta dacă... Nu, ca asta nu lăsăm, asta spune mi Este ideea de a-ți valida ideea, să câștigi încredere în, în povestea ta. Deci... Să-i măresc peste trei ori, e trebuie al client. Te-am chestia asta și a fost... Pe și am trecut. n cum. trebuie să încep de undeva. You're not, you're awesome, awesome.